Conexiune istorică. Chemarea de a-L mărturisi pe Hristos. Acum este vremea să-L mărturisim pe Hristos înaintea lumii printr-o viață consecventă și un angajament de a fi martor pentru Iisus Hristos. Făcând acest lucru, vei exercita o influență asupra altora și îi vei ajuta pe ceilalți să mărturisească faptul că Hristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Cu cât ai mai multă lumină și cu cât Hristos lucrează mai mult prin Duhul Sfânt pentru a te câștiga de la un parcurs de vinovăție, cu atât vei fi mai responsabil pentru faptul că te opui milei sale și îi refuzi invitația. Națiunea iudaică l-a respins pe Hristos, iar întunericul care a venit peste ei a fost pe măsura luminii extraordinare care le fusese dată. La fel va fi și cu tine. Cu cât ai o lumină mai mare, cu atât mai mare va fi întunericul care te va înconjura. Te vei apropia mai mult de dușmanul lui Hristos și vei da pe față mai intens decât înainte faptul că este alegerea ta să fii sclavul lui Satana decât să fii un om liber în Hristos. Neînscriindu-te în slujba căpeteniei mântuirii noastre, vei arăta lumii că ai ales un alt conducător. Împărăția cerurilor a venit aproape de tine și l-ai văzut pe Tatăl și pe Fiul. Crezi că nu va veni niciodată vremea când să îți bați joc și să-L iei în derâdere pe Iisus? Crezi că dacă ai fi trăit pe pământ când Hristos era pe El, vocea ta nu s-ar fi ridicat niciodată împreună cu aceea mulțime care a strigat „Răstignește-L! Răstignește-L!” Dar dacă persiști în a-L respinge pe Hristos, vei fi la mila dușmanului și îi vei face voia în cele din urmă. Te rog, fierbinte, stai fără întârziere de partea lui Hristos. Iisus te-a cumpărat cu un preț infinit pentru că te iubește. De ce să nu arăți lumii că nu îl urăști și nu îl respingi pe Iisus? De ce să nu dai pe față faptul că iubești calitățile și slujirea lui Hristos mai mult decât atributele și slujirea lui Satana? De ce propagi ceea ce tu numești scepticism, când știi că Iisus Hristos a venit în lume să salveze exact păcătoși nesăbuiți ca tine? De ce privești religia ca pe o limitare, când practicarea asemănării cu Dumnezeu te va împiedica să-ți distrugi fericirea în această viață și îți va da un loc în viața viitoare, cea veșnică? Nu lăsa să se spună despre tine: ne-ai văzut și ne-ai urât atât pe mine, cât și pe Tatăl meu. Iisus a făcut multe pentru tine și este dispus să facă mult mai multe. Fiecare binecuvântare, fiecare talent, fiecare abilitate pe care o ai, ți-au fost date prin Iisus Hristos. Cei care îl resping pe Hristos, resping singura speranță pe care o au la fericire în viața aceasta și se dau singuri din calea speranței pentru viața veșnică. Orice pas spre respingerea lui Hristos este un pas spre respingerea mântuirii și spre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Este evident că nimeni dintre cei care stau sub standardul lui Hristos, care îl slujesc ca servi credincioși, nu a comis acest păcat. Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este limitat la o anumită perioadă de timp sau la o singură generație. Națiunea iudaică, atunci când l-a respins pe Hristos, a comis păcatul de neiertat, dar adoptând aceeași atitudine pe care au adoptat-o ei, aceea de a refuza invitația milei, și noi putem comite aceeași greșeală. Îl insultăm pe prințul vieții și îl facem de rușine pe față înaintea sinagogii lui Satana. Am ajuns la o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Nu ar trebui să întârzi nici măcar o zi. Pericolul este prea mare. Îți poți pierde viața. Satana caută orice ocazie de a distruge atât sufletul cât și trupul, dar Iisus este gata să-ți ierte toate păcatele și să te facă un copil al lui Dumnezeu, un moștenitor al cerului. Sunt mulți aceia care s-au consacrat Domnului Hristos și totuși n-au găsit o ocazie de a face o mare lucrare sau mari sacrificii în slujba sa. Unii ca aceștia se pot mângâia cu gândul că nu este necesară supunerea, lepădarea de sine a martirului, care este cea mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Poate că nu misionarul
care a fost expus zilnic primejdiilor și morții, va fi cel mai bine notat în rapoartele cerului. Creștinul însă, care se dovedește a fi creștin în viața lui personală, în predarea zilnică a eului, în sinceritatea scopului și în puritatea gândului, în blândețe atunci când este provocat, în credință și evlavie, în credincioșie, în cele mai neînsemnate lucruri, unul care în viața de cămin reprezintă caracterul Domnului Hristos, unul ca acesta poate fi mult mai prețios înaintea lui Dumnezeu decât poate cel mai renumit misionar sau martir. O, cât de diferite sunt criteriile după care Dumnezeu și oamenii măsoară caracterul. Dumnezeu vede multe ispite cărora le-am rezistat, despre care lume și nici chiar prietenii cei mai apropiați n-au știut nimic niciodată. Ispite în cămin, ispite în inimă. El vede umilința inimii din cauza propriei slăbiciuni, pocăința sinceră, chiar și pentru un singur cuget rău. El vede deplina predare a inimii în lucrarea sa. El a luat notă de ceasurile grele, de luptă cu sine, cu euul, lupte care au adus biruința. Toate acestea Dumnezeu și îngerii le cunosc. O carte de aducere aminte este scrisă înaintea sa pentru aceea care se tem de Domnul și cugetă la numele său. Secretul nu se găsește în multa noastră învățătură, nici în poziția noastră, nici în numărul nostru, nici în talentele ce ne-au fost date sau în ființa oamenilor. Recunoscând neputința noastră, noi trebuie să privim la Domnul Hristos și prin El, care este puterea întregii tării și cugetul întregii noastre cugetări, voința și ascultarea vor câștiga biruință după biruință. Oricât de scurt ar fi timpul lucrării noastre sau oricât de umilă lucrarea noastră, dacă în simplitatea credinței noi îl vom urma pe Domnul Hristos, atunci nu vom fi dezamăgiți în ceea ce privește răsplata. Ceea ce chiar și cei mai mari și mai înțelepți oameni nu pot obține, poate primi cel mai slab și cel mai umil. Porțile de aur ale cerului nu se deschid pentru cei cu înălțare de sine. Ele nu se deschid pentru cei ce au un spirit mândru, însă porțile cele veșnice se vor deschide larg la atingerea tremurătoare a unui copilaș. Binecuvântată va fi răsplata harului pentru aceia care, în simplitatea credinței și a iubirii, au luptat pentru Dumnezeu. De ce privește religia ca pe o limitare când practicarea asemănării cu Dumnezeu te va împiedica să-ți distrugi fericirea în această viață? Fiți binecuvântați! Să-L alegeți pe Hristos ca exemplu al vostru și să-L lăsați să vă conducă în viață. Domnul cu voi!